Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prietene casei lui Dumnezeu, cu toată dragostea vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi în Vechiul Testament, în Cartea Profetului Daniel, capitolul 4, de unde voi citi de la versetul 4 până la versetul 8 și mai apoi voi citi de la versetul 27. Pagina în Sfintele Scripturi, versiunea Dumitru Cornilescu, 862. Cartea profetului Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 4. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Eu, nebuca de trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să întâlcuiască visul. În data au venit vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul. Și în versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu, după ce Nebucadnezar îi spune visul și după ce Daniel ascultă aceste lucruri, îi dă următoarele sfaturi împăratului Nebucadnezar. Versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se să știți încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis Află împărate nebucarnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vor locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebuca a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost dat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca și gheare păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebuca am ridicat ochii spre cer. Și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărei stăpânire este veșnică și a cărei împărăție dăinuiește din neam în neam. Și acum, fiți atenți. Toți locuitorii Pământului, adică inclusiv noi, sunt onimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor. Și cu locuitorii pământului Și nimeni Nu poate să stea împotriva mâniei lui Nici să-i zică Ce faci? În vremea aceea Mi-a venit mintea înapoi Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea Mi s-au dat înapoi Sfernici și mai marii mei din nou m-au căutat Am fost pus iarăși peste împărăția mea Și puterea mea a crescut Dar Acum eu Nebucadnețar Laud Înalți și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să-ți pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Amin. Vă invit să-L ocupați, Pentru mine este o cinste și o onoare să fiu în seara aceasta în această frumoasă biserică, care poartă și un nume frumos. Dacă îmi dorești ceva în seara aceasta, este ca gloria lui Dumnezeu să se coboare peste noi în locul acesta. Totodată mulțumesc fratelui președinte, fratelui păstor, Moise Ardelean, Dumnezeu să-l binecuvânteze, mulțumesc pentru invitația de a sluji în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră. Nădăjduiesc ca să pot să fiu de folos lui Dumnezeu în seara aceasta, și ne dăzuiesc ca, după ce vom pleca din locul acesta, fiecare dintre noi să meargă cu ceva în plus de aici. Adică să mergem mai bun decât am venit, mai pocăiți decât am venit, mai transformați decât am fost până acum. Zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. În anul 2004, urma să mă duc în luna octombrie să încep la București cursurile Institutului Teologic Pentecostal. Așteptam cu nerăbdare, mai aveam câteva zile și urma să merg la București, să-mi împlinesc dorințele și visele, să studiez teologia, să pot să slujesc pe Dumnezeu la un nivel înalt. Dar un frate în vârstă, un veteran al credinței care l-a primit pe Dumnezeu în timpul celui de-al doilea război mondial în Crimea, unde, apropo, acum ai atâta tensiune, m-a chemat la dânsul acasă și a zis, frate Dorel, înainte să te duci la București, vreau neapărat să treci pe la mine. Omul ăsta avea undeva la 83-84 de ani. Unul dintre pilonii, unul dintre veteranii credinței pentecostale din statul unde eu am crescut. Și m-a chemat la el, se numea fratele Sime Nicolae. Și mi-a zis așa, n-am să niciodată, era bătrân, abia mai stătea pe, în picioare, s-a pus undeva pe pat și mi-a zis așa, frate Dorel uite de ce te-am chemat eu până la mine. Zice, Auzi, zice, tu acum o să te duci la București, cu harul lui Dumnezeu să devii slujitor. Dar, zice, bagă bine de seamă la ce spun acum și să nu uiți niciodată cuvintele astea pe care ți le spun. Și am fost foarte atent. Știi ce mi-a spus omul ăsta? Mi-a zis așa, când vei predica oamenilor Evanghelia, să le spui întotdeauna tot adevărul. Și niciodată, dar frate Dorel, mi-a spus, niciodată, să nu care cumva să le vinzi oamenilor speranțe deșarte de mântuire. Să le spui adevărul și să nu le vinzi speranțe deșarte de mântuire. Omul ăsta a murit în urmă cu aproximativ patru ani de zile. Dar vă mărturisesc în numele Domnului Isus Hristos că ori de câte ori mă ridic să predic cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele acestui om revin mereu și mereu în mintea mea. Să le spui oamenilor adevărul și să nu le vinzi speranțe de șarte. Mă rog din toată inima ca în această seară Dumnezeu să-mi dea puterea să spun adevărul pe care l-am primit de la Dumnezeu și ca nici unea de aici, în seara aceasta, prin ceea ce voi spune, să nu care cumva să vând speranțe de șarte, de mântuire, dar absolut nimănui. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Vedeți dumneavoastră, noi suntem oameni și pe acest pământ avem o grămadă de probleme. Atunci când am devenit slujitor de tânăr, m-am dat seama, intrând în contact cu foarte mulți oameni, că problemele sunt mult mai multe decât mi-aș fi imaginat eu la început. Am fost prin familii și m-am trebuit să mă duc să consiliez oameni, certați, și mi-am dat seama că sunt o grămadă de probleme din punct de vedere relațional, că sunt părinți, care eu să mai înțeleg cu copiii că sunt soți care nu se mai înțeleg împreună, că sunt probleme multe în familie și oamenii nu se mai înțeleg mulți în ziua de astăzi. Mi-am dat seama de asemenea că sunt probleme de natură sentimentală cu duiumul. Îmi spunea la un moment dat o tânără la consiliere cu ochii în lacrimi și spunea așa, ce poate fi mai dureros pentru mine decât să iubesc pe cineva și iubirea să nu -mi fie împărtășită? Și am dat din nume și trebuie să recunosc că m-a prins cumva în lopsai, pentru că nu știam, având în vedere drama și suferința prin care trecea ea, să iubești și să nu fii iubit. Să i nu cu greu. Și sunt o grămadă de probleme din punct de vedere sentimental în lumea asta în care trăim. Sunt o grămadă de probleme mai apoi medicale, duceți-vă în spitale. Din, din prisma slujbii pe care o am de păstor, se întâmplă să mă duc de multe ori la oameni prin spitale, să mă duc la oameni care poate sunt cu boli în fază terminală, să le spun ceva din partea lui Dumnezeu, să-i încurajez, să-i Sunt pline spitalele din România, secțiile de oncologie, sunt arhi pline de bolnavi de cancer. Oameni care poate nu mai au nicio speranță, oameni care suferă și sunt o grămadă de probleme din punct de vedere medical. Cum de asemenea sunt și o grămadă de probleme financiare. Eu locuiesc și păstoresc o biserică în orașul Ștei, Orașul Ștei, fost, fost doctor Petru Groza în anul 1989 avea 12.000 de locuri de muncă. Astăzi, mai are 1.500 de locuri de muncă. Din punct de vedere economic, suntem la pământ. Și sunt o grămadă de familii, și avem în biserică o grămadă de familii care au probleme financiare. Și sunt o grămadă de familii în țara asta în care trăim oameni care poate nu mai au ce să pune mâine, se gândesc serios la ce să pune mâine pe masă. Sunt oameni care poate chiar în timp ce noi stăm aici, în biserica aceasta, și stăm în prezența lui Dumnezeu, și am venit cu mașinile noastre la biserică, slăviți să fie Dumnezeu, îmbrăcați bine și frumos. Sunt oameni care poate astăzi sau mâine vor fi dați afară din casele lor de bancă, pentru că nu mai pot să-și plătească ratele, ipotecile, creditele bancare pe care le-au luat prin două mici în bubo economia, vorba fostului premier Tăricianu. Ei, astăzi nu mai bubă economia, ci din potrivă, lucrurile stagnează, se pare. Și sunt oameni care au o grămadă de probleme financiare. Dar vreau să vă spun în aceasta că n-am venit să vorbesc despre problemele acestea, pentru că le știți și le trăim cu toții. Dar vreau să vă spun ceva mai mult de atât. Că pe lângă problemele relaționale, că pe lângă problemele sentimentale, că pe lângă problemele materiale, pe lângă problemele medicale, există o problemă în lumea aceasta, în universul acesta în care noi trăim, care le depășește pe toate la un loc. Și probabil că unii veți fi puțin surprinși de afirmația mea și veți spune de acum, adică vrei să spui că există ceva mai grav decât să suferi de cancer și să fii în fază terminală? Și dăm voi să spun că da! Adică vrei să spui că există ceva, domnule pastor, ceva mai grav decât ca mâine banca să mă dea afară din casă? Da, există ceva mai grav de atât. Există o problemă care le depășește pe toate acestea pe care le numera până acum. Și aceasta este problema păcatului. Cea mai mare problemă cu care noi ne confruntăm în lumea în care trăim este problema păcatului. Și să vă spun și de ce. Pentru că este problema cea mai răspândită, este virusul, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, cel mai răspândit. Pentru că Apostolul Pavel zice că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mai apoi, păcatul este cea mai mare problemă pe care noi oamenii o avem pe acest pământ datorită faptului că îl tratăm într-un mod ușuratic și distorsionat. Știți care e problema la noi de multe ori? Vedem păcatul la alții și nu-l vedem la noi. De aceea Domnul Isus Hristos a spus o celebră vorbă care a rămas în Scriptură și care a spus așa, zice, tu bine vezi ce? Paiul din ochiul semănului tău, dar nu-ți vezi dita mai bârna din ochiul tău. Adică vedem foarte ușor scăzămintele unui om, problemele unui om și imediat arătăm cu degetul și spunem mă, nu mi-au zici ce a făcut ăla? Ai auzit ce s-a întâmplat în familia lui Abia așteptăm de multe ori să ne întâlnim, zicem noi să socializăm, să avem părtășie. Și vorbim despre alții și vedem păcatele la alții, dar nu le vedem în viața noastră. Este o problemă păcatul pentru că, repet, o privim distorsionat. Îl vedem la alții, dar nu-l vedem la noi. Pe ale altora le condamnăm și pe ale noastre le scuzăm. Și este o problemă. Dar știți de ce este păcatul cea mai mare problemă pe care avem? Este cea mai mare problemă pe care o avem păcatul pentru că are cele mai grave consecințe. Cele mai grave consecințe ale păcatului, și spune Biblia prin gura tot acelui și apostol Pavel, zice așa, că uh, plata păcatului ce este? Moartea. Apostolul Iacov spune de asemenea că păcatul odată în făptui ce aduce? Moarte. Deci este problema pe care dacă nu ne-o rezolvăm, are cele mai grave consecințe. Și asta înseamnă moarte, nu fizică, și înseamnă moarte veșnică. Și moarte veșnică înseamnă despărțire definitivă și totală de Dumnezeu. De aceea Sfânta Scriptură ne lasă să înțelegem că din pricina faptului că oamenii nu-și rezolvă problema păcatului, miliarde și miliarde de oameni vor merge în fundul iadului pentru că nu și-au rezolvat problema păcatului. Este, repet, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm și pe care trebuie să o rezolvăm. De aceea se fac seri de evangelizare, de aceea există biserici, de aceea în ziua de astăzi Dumnezeu vorbește și strigă de multe ori în bisericile noastre pentru că vrea să ne trezească din amorțire, pentru că vrea să ne trezească din iluziile cu care ne îmbătăm de multe ori, pentru că vrea să ne spună că dacă nu rezolvăm problema aceasta, vom merge în fundul iadului. Și nu cred că unul de aici ar vrea să ajungă acolo locul unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Din pricina păcatului, spunea Brazac, scritorul francez Brazac, că am ajuns să culegem de pe jos oameni mari care au căzut de sus. Și unul dintre ei este împăratul Nebucadnețar. Omul ăsta avea tot ce își dorea. Era un soi de, de Barack Obama a zilelor noastre era împăratul celui mai puternic imperiu de pe fața pământului, imperiul babilonian. Avea cea mai mare putere cuprinsă în mâinile unui om. Avea tot ce își dorea el. Și cu toate acestea, din pricina păcatului, în special din pricina aroganței și a mândriei, Dumnezeu îl pedepsește pe omul acesta și Dumnezeu îl duce până acolo, încât e două boală pe care medicii o numesc licantropie, adică să ajungi până acolo încât să te comporți ca și animalele. A ajuns, spune Biblia, să pasc împreună cu animalele sălbatice ale câmpului. Păcatul, repet, este cea mai mare problemă cu care noi ne confruntăm în ziua de astăzi și pe care trebuie să o rezolvăm. Problema este că noi privim păcatul distorsionat. În această seară am venit înaintea dumneavoastră aici, la Biserica Gloria, să vedem împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem modul în care Dumnezeu se raportează la problema păcatului. Nu cum privim noi păcatul, că am spus, pe al nostru le scuzăm, pe al alții le acuzăm. Ci vreau să privim așa cum se uită Dumnezeu. Și în această seară vine înaintea dumneavoastră cu un cuvânt pe care am intitulat Atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos. Atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de omul păcătos. Îi pasă lui Dumnezeu de oamenii păcătoși? Pentru că sunt unii filozofi care vorbesc despre Deus absconditus, adică Dumnezeul ascuns. Adică Dumnezeu a creat lumea, universul, ființele, a lăsat niște legi naturale care să guverneze universul acesta și s-a retras undeva unde nimeni nu mai găsește. Oare așa să fie? În această seară, dacă ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că lui Dumnezeu îi pasă de oamenii păcătoși. Și vom vedea și modul în care Dumnezeu se raportează la oamenii păcătoși. Și prima atitudine pe care Dumnezeu are față de omul păcătos este avertizmentul. Dacă te confrunți cu un păcat, dacă trăiești într-un păcat, dacă poate de ani de zile ești și te lupți cu un viciu, dăm voi să spun în această seară, Prima dată Dumnezeu, prima atitudine pe care o are în dreptul vieții tale este avertizmentul. Dumnezeu este un Dumnezeu viu, trăiască în numele. Este un Dumnezeu sfânt, dar este și un Dumnezeu milostiv. Și pentru că te iubește, și pentru că este viu, și pentru că glasul lui Dumnezeu răsună și în ziua de astăzi, în primul rând Dumnezeu, atunci când tu trăiești în păcat, când te confrunți cu păcate în viața ta, Dumnezeu te avertizează. Și asta face Dumnezeu cu Nebucarnețar. Știți cum l-a avertizat? Spune Biblia că printr-un vis. El trăia liniștit în palatul lui, mâncare, băutură, distracție, războaie cucerite, nu mai avea niciun dușman de bătut, era one man show, le putea face pe toate. Și cu toate acestea spune Nebucarnețar că, zice, în timp ce el trăia liniștit și fericit, hedonist în palatul lui, zice că am visat un vis care m-a înspăimântat. Și ăsta este avertizmentul lui Dumnezeu. Și atât de tare l-a cutremurat visul acesta încât nu și-a găsit liniștea și pacea până când nu a găsit răspunsul. Pentru că a vrut să vadă despre ce este vorba. Și Dumnezeu mai apoi îl trimite pe omul său, pe Daniel, profetul Daniel, să-i tâlcuiască visul. Și ce îi spune? Împărate, Uite ce -ți spun din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te avertizează. Pune capăt păcatelor din viața ta, pentru că dacă nu, s-ar putea să o sfârșești rău. Prima atitudine pe care Dumnezeu o are față de omul păcătos este avertizmentul. Eu cred într-un Dumnezeu care vorbește. Eu cred într-un Dumnezeu viu. Eu cred într-un Dumnezeu care și astăzi ne vorbește fiecăruia în parte. Cred într-un Dumnezeu care îi pasă de tine și de mine. cum ne-ar putea vorbi Dumnezeu. De pildă, mie Dumnezeu mi-a vorbit prin glas profetic și nu dat. Și au venit oameni care mi-au spus, Dorel, uite ce îmi spune Dumnezeu să spun. Și sunt oameni aici care au experiențe de genul acesta. Erați pe o cale greșită. Erați spre drumul spre și Dumnezeu va vorbi prin glas profetic și a spus, opriți-vă că mergeți în sprayat. Dumnezeu avertizează prin prorocie. Unii au avut accidente și îmi spunea cineva, am avut un accident, mi-am văzut moartea cu ochii și pentru mine el a fost avertizmentul din partea lui Dumnezeu și m-am oprit. Pentru alții poate că Dumnezeu i-a avertizat printr-un faliment. Am un prieten care întruchipează într-o visul tânărului balcanic. La 27 de ani avea 11 magazine. Avea bani, gârlă. Avea 200.000 de euro cash și o mașină de 38.000 de euro cumpărată din Germania, un BMW de ultim, ultimă serie. Și zicea el, am și uitat de biserică. Mergeam din Paști în Crăciun la biserică, 11 magazine, bani, gârlă, fericire. Și ce mi-a spus omul ăsta? E prieten de -al meu în numai șase luni de zile, Dumnezeu mi-a închis toate cele 11 magazine. Toate au ajuns în faliment. Și culmea, de la 200.000 de euro bani cash, am ajuns să am 150.000 de euro datorie, să-mi vând mașina, să trebuiască să umblu cu hainele lui frate meu, să umblu cu dacea lui frate meu, și mă duceam la pecă unde eu făceam numai plin, nu mergeam, zice, cu o bască pe cap ca să nu mă vadă nimeni cum băgam de 10 zecele motorină să mă duc până la beioș. Toate astea au fost până într-o noapte. Zice, imaginează-ți să stai noaptea, să te culci și să știi că două doua zi trebuie să dai 150.000 de euro și nu ai de unde să-i dai. Și toate acestea m-au dus până acolo încât m-am plecat înainte lui Dumnezeu, mi-am plâns păcatele și am spus, Doamne, dacă mă scos de aici, eu mă pocăiesc. Dumnezeu l-a avertizat și Dumnezeu l-a ridicat din nou. Și astăzi are numai trei magazine, dar și și culmea, cu trei magazine câștigă mai mult decât câștiga înainte, cu 11 dar cu singură condiție, nu uită pe Dumnezeu. Dumnezeu te avertizează. Scriptura este un mod prin care Dumnezeu ne poate avertiza. Știți, nu știu care este impresia pe care tu ai despre tine sau fiecare ai despre noi, dar modul cel mai general și universal răspândit prin care Dumnezeu avertizează în ziua de astăzi este Biblia. Este suficient să deschizi paginile Sfintelor Scripturi. Eu nu știu cât de bun te crezi tu spiritual. Nu știu ce impresie spirituală ai despre tine, dar știu că a fost un om în vechime care era și proroc și numele lui este Isaia, care un capitol întreg, în capitolul 5, zice despre alții, vai de voi, de vreo câteva ori zice către popor, vai de voi că sunteți nepocăiți, vai de voi, zice că faceți cu tare și cu tare lucru, dar zice în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul știrilor și atunci, și ce a spus Isaia? Ai de mine. E suficient să citești cuvântul lui Dumnezeu, e suficient să iei această carte în mâinile tale, să o deschizi și dăm voie să spun că această carte reflectă, oglindește slava, gloria și puterea lui Dumnezeu. Aici îți dai seama când citești Biblia cât ești de păcătos, cât de slabești și cât de mare nevoie ai de Dumnezeu. Eu cred într-un Dumnezeu care avertizează și în ziua de astăzi. Prima atitudine pe care Dumnezeu o are față de omul păcătos este avertizmentul. Dar întrebarea mea este următoarea: când Dumnezeu te avertizează, tu cum reacționezi? Din punctul ăsta de vedere sunt trei categorii de oameni. O primă categorie de oameni, atunci când Dumnezeu îi avertizează cu privire la păcatul din viața lor, se pocăiesc pe loc. Biblia spune că a fost un proroc fără prea mare chef de predică pe nume Iona, și care s-a dus uh, puțin obligat s-a dus în mare cetate în Ninive de 120.000 de oameni care, moral vorbind, nu mai știau să deosebească stânga de dreapta, spune Biblia. Și spune Biblia că s-a dus uh, Iona la Ninive și a spus doar atât încă 40 de zile și Ninive, cetatea asta mare, va fi nimicită. Și știți ce s-a întâmplat? Aproape instantaneu spune Biblia că de la împărat până la ultimul om, cum am zice noi, de la vlădică la opincă, s-au pocăit cu toții înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt unii oameni conștienți că atunci când Dumnezeu îi avertizează și le vorbește, se schimbă pe loc. să Slăviți să fie Dumnezeu! A doua categorie de oameni care reacționează la avertizmentul lui Dumnezeu, sunt oameni care vin și spun așa, cum am întâlnit eu mulți la biserică. Fate păstor, zice, eu trebuie să mă pocăiesc. În seara asta mie mi-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu există, eu sunt păcătos. Eu dacă acum mor în noaptea asta, mă duc în iad. Eu mă pocăiesc, zice, să știi că de duminică, zice, îți de nelipsi la biserică. Și nu l-am văzut niciodată. Și de ce? Pentru că sunt unii foarte cercetați pe moment. Și cred, și da, tot mă pocăiesc. Dar după aceea, uite ăsta a fost nebucanețar. Foarte interesat. Dar ce-o fi visul ăsta? Hai să-i chemăm pe vrăjitor, pe ghicitor, pe haldei. Hai să vedem ce ne spune Dumnezeu. Și când îi spune Dumnezeu, uite despre ce e vorba. Trebuie să te pocăiești. A uitat. Dar există și o a treia categorie de oameni pe care avertizează Dumnezeu, oameni păcătoși. Știți care sunt oamenii ăștia? Oameni care zic așa, băi, zice, eu sunt român bun. N-am dat în cap la nimeni. N-am spart casa nimănui. Eu n-am furat. Eu sunt cinstit. Eu sunt dintr-o familie onorabilă. Eu mă lupt zice, să fac bine. De deci ce aș avea nevoie de pocăință? Păi tocmai asta e problema, că tu nu înțelegi un lucru elementar, că nimeni prin faptele sale nu va putea vreodată să fie mântuit decât prin harul și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Sunt unii oameni pe care pot să-i numesc chiar obraznici, care spun, noi nu avem nevoie de pocăință, noi nu avem nevoie de Hristos. Când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu te avertizează, când Dumnezeu îți spune păcatul în față, cum reacționezi? Prima atitudine pe care Dumnezeu are față de omul păcătos este avertizmentul. A doua atitudine, mai apoi, pe care Dumnezeu are față de omul păcătos, și care este? Răbdarea. După ce Dumnezeu te avertizează, după ce Dumnezeu îți vorbește, numai El știe cum, are răbdare cu tine. Da, Dumnezeu are răbdare. Uitați ce spune versetul 27. 28, încerc scuze. După 12 luni, zice că se plimba pe acoperișul Palatului Împărătesc din Babilon. Deci, din momentul în care Dumnezeu îi vorbește prin Daniel să se pocăiască, până în momentul în care este pedepsit de Dumnezeu, cât trec? Un an de zile. Asta e răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te avertizează și mai apoi Dumnezeu are răbdare cu tine să te schimbi. Știți de ce? Pentru că Biblia spune despre Dumnezeu așa, că este un Dumnezeu cum? Îndelung răbdător. Credeți asta? Slăviți să fie Domnul. Și eu cred. Și știți de unde cred asta că Dumnezeu e lung răbdător? Cred asta din experiența mea cu Dumnezeu. Cred asta din ceea ce văd în, cum se întâmplă cu poporul român. Adică mă uit ca orice om și ca o să fiu informat. Mă uit și văd că Dumnezeu uneori mătură coastele Asiei de sud-est, 25 decembrie 2005, 300.000 de oameni morți. Mă uit și văd că Dumnezeu pe alte locuri trimite un cutremur și mor 60.000 de oameni într-o singură noapte. Mă uit și văd, că, de pildă, în America vin în fiecare an anumite furtuni uriașe care nimicesc totul în cale. Și mă uit la colțul ăsta de Europa numit Balcan, numit România și parcă suntem privilegiați de Dumnezeu. Și știți ce mă miră? Mă miră faptul că nu suntem noi atâta de pocăiți pe cum credem. Că noi, de pildă, ne-am avortat peste 20 de milioane de copii. O generație întreagă, populația România ar fi trebuit să fie de 40 de milioane, nu de 20 că suntem astăzi, dar am avortat 20 de milioane de copii în ultimii 25 de ani. La consum de băuturi spiritoase suntem pe locul întâi, alături de ruși și de ucrainieni, zis date oficiale, le-am citit recent. Eu am fost în multe țări din Europa, dar credeți-mă, în jurături ca în limba română n-am auzit nicăieri. Îți este jenă de mult ori să te duci într-un spațiu public să auzi cum se bleastă în numele Sfânt lui Dumnezeu. Și întrebarea legitimă pe care eu, eu mi-o adresez este următoarea, dar cât ne mai răbdă Dumnezeu? Și totuși spun, Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu are răbdare, dar fiți atenți, până și răbdarea lui Dumnezeu are limite până și răbdarea lui Dumnezeu are limite. Biblia spune după 12 luni de zile. Din momentul în care Dumnezeu îl avertizează pe nebuca de țar, are răbdare cu el un an de zile. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, personal, cu tine, de când te-a avertizat Dumnezeu, cât timp a trecut? Da. Tu știi că ți-a vorbit Dumnezeu. Cât timp a trecut de când Dumnezeu te avertizat, și încă vii pe picioarele tale, și încă casa ta este întreagă. Dar vreau să spun un lucru. Până și răbdarea lui Dumnezeu are limite. Nu te juca cu răbdarea lui Dumnezeu. Spunea un frate slujitor un caz care pe mine m-a impresionat. Se spune că undeva în România aceasta, a fost un om care prin anii 80 avea soție pocăită. Și soția o zis, mă, zice, nu vii în seara asta la noi la evanghelizare. Zice, vin. Și s-a dus la biserică și i-a plăcut. Și s-a dus a doua seară. Și s-a dus toată săptămâna de evangelizare. O venit în al doilea an consecutiv de la evangelizare, îi plăcea foarte mult. Și acum, a intrat în vorbă cu un vecin de-a lui care era pocăit și a venit și în al treilea an la evangelizare. Deja de trei ani consecutiv venea la fiecare program de evangelizare și la evenimentele majore din biserică. Și îl întreabă vecinul ăsta pe el. Măi Ioane, zice că așa l chema. Mă zice, tu de trei ani vii la biserică, la toate evenimentele majore. Mă zice, ție îți place aici la biserică? Păi zice, foarte mult. Dar de ce? Eu simt că Dumnezeu e aici prezent frumos. Și zice, mă, tu când te pocăiești? A, zice, asta e mai greu, zice. E mai greu, nu m-am hotărât. A venit și în al patrulea an consecutiv la evangelizare. A trecut și al cincilea an și în al șaselea an l-a întrebat păstorul. Și a zis, mă Ioane, zice, nu m-am puțin, hai deoparte. Zice, eu nu mai înțeleg nimic. De șase ani tu vii în fiecare an la evanghelizările din biserica noastră. Adevărat sau nu? Adevărat. Mă, omule, te întreb, ție îți -ți place la biserică? Îmi place. De ce? Dumnezeu e prezent. Ți-a vorbit? Mi-a vorbit. Și când ai de gând să te pocăiești, omule, odată? Și ce-a spus? Știi tu, zice, eu lucrez acolo la fabrică, zice, la turnătorie. Noi numai bărbați suntem pe secție, zice. Eu nu mă pocăi, zice mai fumăm, mai bem, mai știi tu, zice. Dar zice, uite, eu fac o promisiune înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Zice, în prima mea zi de pensie, dacă mă ajută Dumnezeu să mă pensionez, eu mă pocăiesc. Omule, zice, tu mai ai mulți ani până la pensie, nu te grăbi cu vorbele. Tu e sigur că Dumnezeu te așteaptă? Și au zis, dacă Dumnezeu mă așteaptă, eu în prima mea zi de pensie mă pocăiesc. Și fiți atenți, caz real. Au trecut 25 de ani de zile, din momentul în care omul ăsta a intrat pentru prima dată în biserica aceea. Era deja anii 2000, când omul acesta de 25 de ani mergea la biserică la fiecare evanghelizare și Dumnezeu i-a vorbit de o grămadă de ori și îi făcuse o promisiune lui Dumnezeu. Și a venit vremea când Dumnezeu, lung răbdător, i-a dat harul să meargă pentru ultima dată la lucru. Și s-a dus omul în ultima lui zi de lucru, prima zi de pensie, ca un roman celebru, nu-i așa? Ultima zi de lucru, prima zi de pensie. Știți cum s-a dus omul în ultima lui zi de muncă la serviciu? Ca toți românul, cu potol, cu pălincă, cu băutură acolo, cu mâncare, să se chefuiască cu colegii lui. Și toată noaptea era schimbul 3, luna februarie, în loc să muncească, s-au chefuit. Și dimineața, pe la 6 și ceva, când au ieșit de la schimbul 3, îl întreabă un coleg în timp ce mergeau pe trotuarul din fața combinatului unde lucrau. Era iarnă, februarie, trotuarul era înghețat și îl întreabă un prieten de slujbă. Băi, zice Ioane, ce-ți pas? Ai scăpat de lucru? E prima ta de pensie? Zice, omule, acum eu te întreb. Ce ai de gând să faci în prima ta de pensie? Păi, zice, simplu. Mă duc acasă, zice, mai beau, mă mai chefuiesc toată ziua și după aia, zice, o -i mai vedea eu. Martorul ocular spun următoarele cuvinte. Când a rostit aceste cuvinte, au fost ultimele lui cuvinte pe acest pământ. Pentru că a alunecat pe trotuar, a căzut, s-a dezechilibrat, s-a lovit cu țeasta capului de trotuar și a murit pe loc. Trei zile mai târziu, în curtea casei lui, avea loc slujba de mormântare. Și spunea păstorul acesta, cine îl poate condamna pe Dumnezeu? Când n-a avut suficientă răbdare cu omul ăsta 25 de ani să te aștepte Dumnezeu și tu să-L minți De câți ani oare nu te așteaptă și Dumnezeu pe tine? Știți ce pot să vă garantez în ziua de astăzi? Noi oamenii mari garanții nu vă putem oferi Dar știți ce vă poate garanta cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta? Ceea ce pot eu să vă garantez din cuvântul lui Dumnezeu este un singur lucru Că astăzi, aici și acum în conformitate cu Evrei, capitolul 9, versetele 11 la 28, Aici, în Biserica Gloria, este prezent Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos este aici. Asta vă pot garanta. Și Isus Hristos, de asemenea, vă pot garanta, în conformitate cu Evrei, capitolul 8, că este prezent în mijlocul nostru ca mare preot al lui Dumnezeu. Și ca mare preot al lui Dumnezeu a venit în această seară, în locul acesta, să-ți ierte păcatele. A venit cu propriul lui sânge ca să ia sângele tău, ca să moară pentru tine, ca să se jerfească pentru tine, ca să-ți dea viață, să-ți ia rușinea, să-ți ia trecutul păcătos și să facă din tine o făptură nouă. În seara aceasta, aici, în Biserica Gloria, este prezent Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus Hristos, trăiască-i numele! Și este aici ca mare preot și este cu mâinile întinse spre tine și spune, fiule, fică, dă păcatele tale. Dar știți ce pot să vă mai spun? Apocalipsa, capitolul 1. Iată, eu vin curând. Același Iisus Hristos care în seara aceasta este aici ca mare preot. Dați-mi voi să vă spun. S-ar putea ca la noapte pentru unii S-ar putea ca mâine, poi mâine, Dumnezeu știe cât va mai ține lumea aceasta. Va veni în curând și cred asta din toată inima. Iisus Hristos va veni, dar de data aceasta nu ne vom mai întâlni cu El ca mare judecător, ci ne vom întâlni ca mare preot ci vom sta în fața lui ca mari judecători. Pentru că Apostolul Pavel zice că toți vor trebui să stăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, să dăm fiecare dintre noi socoteală pentru ce? Pentru binele sau răul pe care l-a făcut cât am trăit în acest trup. Știți ce s-a întâmplat? Apostolul iubirii Ioan, unul dintre cei mai mari sfinți care au trăit vreodată pe acest pământ, Spune Biblia că l-a văzut pe Iisus în postura și în oficiul lui de mare judecător. Și știi ce spune Ioan? Zice, când l-am văzut, avea următorul aspect. Ochii lui erau ca para focului. Din gura lui, spune apostolul Ioan, ieșea o sabie cum? Cu două tăișuri. Și ce înseamnă asta? Simbolul judecății lui Dumnezeu. Și știți care a fost reacția? Unia dintre cei mai mari sfinți care au trăit vreodată pe acest pământ? Și ce a făcut Ioan? Zice, când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui cum? Ca mort. Vreau să te întreb în seara aceasta. Iisus este aici ca mare preot, a venit să-ți ierte păcatele și tu refuz poate. Cum vei sta în fața lui Dumnezeu, în fața lui Iisus Hristos ca mare judecător în ziua de apoi? Pentru că vine o vreme când răbdarea lui Dumnezeu se sfârșește. Și apoi vine a treia atitudine al Dumnezeu față de omul păcătos. După ce Dumnezeu te avertizează, după ce Dumnezeu are răbdare cu tine, când răbdarea lui Dumnezeu se sfârșește cu tine, și ce vine? Pedeapsă. Biblia spune că s-a auzit un glas care coboră din cer și a spus află împărate că tocmai ți s-a luat împărăția și a ajuns de pe tronul împărătesc din Babilon din cel mai puternic om de pe fața pământului, cel mai de râs om de pe fața pământului, licantropie, nebunie. Pentru că peste el venise pe lui Dumnezeu. Eu în seara aceasta n-am venit la ara să vă îngrozesc pe niciunul de aici. Dar am venit să vă spun ceea ce cred și ce Dumnezeu mi-a dat. Că Dumnezeu după ce te avertizează, că Dumnezeu după ce își sfârșește răbdarea cu tine uneori, ca să te întorci la El, trebuie să te pedepsească. Uneori ca să-ți revii, Dumnezeu trebuie să intervină în forță. Ca tu să-ți revii. Pedeapsa lui Dumnezeu, dați-mi voi să vă spun, este întotdeauna justificată. Dumnezeu a trebuit să-l pedepsească pe nebucarnețar, pentru că dacă nu-l pedepsea, omul ăsta mergea din rău mai rău. E adevărat că ne uităm la justiția asta din România. Ne uităm la justiția asta din România și uneori uh, uh, ne îngrozim de cât de injustă este. Numai dreptate nu este. Că citeam în urmă cu câteva luni de zile, aproape un an de zile, un articol de presă în care se spune că în București un tânăr, pentru că era un om al străzii, pentru că n-a mai putut de foame, s-a dus într-o piață din București și a luat de pe tarabă un măr și să-l mănânce, pentru că nu mai putea de foame omul ăsta. Și vânzătoarea aia, fără de inimă, o chema poliția, a venit poliția comunitară, l-au dus la secție de poliție, i-au făcut dosar penal și judecătorul l-a trimis trei ani după grade pentru full calificat pentru măr. Și alții care au furat miliarde și miliarde din poate bugetul statului, din bănci, din bancorex sau mai știu eu, alte instituții, sunt bine mersi și mai sunt poate și eroi decorați pe la nu știu ce palate prezidențiale. Asta e justiția din, 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 România. Asta e justiția umană. Oamenii sunt profund corupți, dar Dumnezeu este sfânt slăvit să-i fie numele. Când Dumnezeu îl judecă pe un om, îl judecă cu dreptate. Și mi-am dat seama de lucrul ăsta, știți cum? Că atâta suntem de corupție uneori noi ca și națiune, cu tot respectul, încât avem impresia că uneori îl putem corupe și pe Dumnezeu. Poate pare o afirmație surprinzătoare. Știți de unde am dedus-o? În urmă cu mai bine de trei ani și jumătate, am fost în Oltenia, în sudul României, să predic Evanghelia. Am ajuns într-o comună din județul Dolj, și acolo, înainte să încep predica, să înceapă programul, am stat de vorbă cu oamenii locului. Și am aflat de la ei despre un obicei mai mult decât ciudat de mormântare. Îmi zice unul, mai mulți erau acolo în discuție, îmi zice, păi, domnule predicator, zice, aici, la noi, în zona asta, în partea asta de, zice, de județ, la noi zice, când cineva moare. După ce îl punem în sicriu, zice, îi punem bani, întotdeauna, zice, de preferabil valută, euro și dolari. Îi punem bani, zice, în buzunarele de la haină și la pantaloni. Mă zic, eu am auzit că la greci, am citit în mitologie că grecii își puneau monezi ca să treacă bine, știu eu, lumea cealaltă. Dar zic, cum adică, de ce să puneți bani la oamenii morți în costum? Păi zice, mă zice și tu care ești predicator, habar n -ai. M-am uitat de el, am căscat ochii și am zis, nu, eu, sunt din Bihor, habar n-am, chiar habar n-am, zic. Păi cum, domne, zice, tu care predici Biblia, tu nu știi de ce? Păi nu, spunem. Păi, domne, zice, ce întreb? Tu nu știi pe planetești, zice. Păi cum, domne, de ce le punem bani? Păi, domne, îi punem bani, zice, și fii foarte atent, zice, le punem bani, zice, în haină și în pantaloni, euro sau dolari. Zice, ca să treacă, domne, cu bine vămile, ai înțeles? M-a spus, domnule, dar care văm? Mai zice tu chiar că ești pe lângă. Care văm zică, acum chiar că m-ai băgat în ceață. Păi cum, domne, alea 24 de văm înspre cer? Și atunci mi-a venit la fix cuvântul lui Dumnezeu și am spus, omule, tu crezi că Dumnezeu sau îngerii lui Dumnezeu sunt ca cei de la Vama Borș? Crezi că dacă pui 50 de euro și toată viața ai fost un om păcătos, dacă spui 50 de euro ai trecut cu bine și ai ajuns în părăția lui Dumnezeu, te înșel amarnic. Noi nu-L putem corupe pe Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, slăvit să fie numele. Dumnezeu este atât de sfânt încât nimeni o testa în prezența sfințeniei Lui. Încât Serafim spune că și acoperau fața cu două aripi în prezența sfințeniei Lui Dumnezeu. Pentru că sfânt, sfânt, sfânt este Domnul știrilor. Nimeni nu-L poate corupe pe Dumnezeu. Dar uneori Dumnezeu trebuie să ne pedepsească, știți? Aici pe pământ, ca să nu o facă dincolo. Ca Dumnezeu să te trezească, ca Dumnezeu să te aducă la pocăință, uneori trebuie să te pedepsească. David zice și conștient în psalmul 40 cu 12, zice David, m-au ajuns pedepsele mele pentru nelegiuirile mele. Există o dreptate a lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să-L trezească pe omul acesta prin dreptate. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 6, spune așa, și acum sunt poate mulți părinți în seara aceasta aici, că Domnul ce face? Pedepsește pe cine? De cine îl iubește? Poate părea un paradox. Dar acum, dacă tu ai un copil. Eu am un copil de 2 ani și jumătate și îi spun de multe ori că nu are voie să fac un lucru și nu mă înțelege și uneori trebuie să-l disciplinez. Metoda mea preferată e să-l pun la colț. Acolo nu-i place deloc. Dar credeți-mă că atunci când plânge și mă strigă tati, tati, vrea să se întoarcă de la colț, uneori mi se rupe inima. Și ar vrea să-l chem imediat, după două secunde, să-l iau în brațe. Dar îl țin acolo de multe ori, un minut, două, trei, pentru că-l iubesc. Pentru că n-aș vrea prin disciplină să ajungă în viața aceasta un om fără de respect. Dumnezeu pentru că ne iubește să să fie numele. Uneori ne pedepsește pe acest pământ. Și de ce? Pentru că iarăși în 2 Corinteni spune Pavel așa, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, știți ce face întristarea aceasta? Când Dumnezeu te pedepsește, te întristezi, nu-i așa? Știți ce face întristarea aceasta? 2 Corinteni 7 cu 10. Aduce o pocăință. Și știți ce face pocăința asta în viața omului? Îl duce la mântuire, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu a trebuit să-l pedepsească pe nebucanețar, știți de ce? Pentru că omul ăsta avea o problemă a ochilor. Nu era nici miop, nu era nici daltonist, dar avea o problemă cu privitul. Și de ce? Se uita întotdeauna la ceilalți de sus în jos. S-a dus în cea mai impozantă clădire din Babilon, Palatul Regal, Ziguzirat. Și acolo s-a uitat de sus în jos și a zis, cine i ca mine, nu-i așa? Cum sunt unii care se urcă într-un Q7 și se uită așa la alții de sus în jos și zic, domne, cine i ca mine? Sau cum sunt unii care se duc 7, 8 ani, 10, 20 prin Spania și vin în sat și își construiesc o vilă cu trei etaje și acum se urcă la ultimul etaj unde oricum nu stă nimeni și se uită de sus în jos pe stradă la ceilalți cum circulă și așa de sus în jos. Câtă aroganță și câtă mândrie. Nu așa? Așa a făcut și nebucat Dumnezeu a trebuit să-i corecteze prin pedeapsă atitudinea asta. Și și ce se întâmplă cu nebucat Fiți atenți ce spune el. Zice, după trecerea vremii, să Vesetul 34. Și ce am făcut? Zice, ne Am ridicat ochii spre cer. Dumnezeu îi corectase privirea. De asta uneori Dumnezeu trebuie să ne pedepsească ca să ne corecteze privirea. Și vreau să vă spun ultima atitudine pe care Dumnezeu o are față de omul păcătos. Avertizment, răbdare, pedeapsă. Dar nu se încheie cu pedeapsă, oameni buni. Ce face justiția din România? Îl prinde pe un hoț, îl pedepsește, îl trimite în închisoare și după aia să fie sănătos, nu ne mai interesează. Așa Dumnezeu nu face. Dumnezeu nu e ca omul, slavă Lui. Știți care i ultima atitudine, dar nu cea din urmă? Atitudine pe care Dumnezeu are față de omul păcătos și pe care fratele o anticipa aici, este reabilitarea reabilitarea. Zice Nebucanețar, fiți atenți, vesetul 36. În vremea aceea, zice că mi-a venit mintea înapoi și slava mi s-a fost dată înapoi și puterea mi a crescut din nou. Dumnezeu pe omul ăsta, după ce l-a coborât, l-a ridicat din nou. Știți? Uneori Dumnezeu, ca să mărcă la el, trebuie să ne coboare atâta de jos, ca mai apoi să ne ridice în sus, să să fie în numele Domnului. Pentru că Dumnezeu vrea să te reabiliteze. Știți de ce? Știți de ce vrea Dumnezeu să ne reabiliteze? Și de ce insistă Dumnezeu? Și de ce Dumnezeu ne avertizează? Și de ce Dumnezeu are răbdare cu noi? Și de ce uneori trebuie să ne pedepsească? Pentru că vrea în cele din urmă să ne reabiliteze, să facă din noi o faptură nouă. Pentru că așa cum spune Arsenie Boca, iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Atât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Dar Dumnezeu reabilitează omul cu o singură condiție. Și condiția aceasta este una singură, pocăință. Pocăința. pocăința. Mi-a venit mintea înapoi la în loc. Am lăudat, am înălțat și am slăvit pe cel ce trăiește, spune, veșnic. Ca Dumnezeu să te reabiliteze, dragul meu, care te lupți cu păcatele din viața ta. Ca Dumnezeu să te schimbe, tu trebuie să te pocăiești. Și acum ne întrebăm de foarte multe ori ce e pocăința. Îmi place așa de mult ce spunea Ioan Gură de Aur. Și ce spunea omul acesta rezumând ce înseamnă pocăința? Un lucru elementar. Înseamnă așa că este o tocmeală sau o înțelegere între om și Dumnezeu. Asta e pocăința. O înțelegere între om și Dumnezeu. Și anume, omul îi dă lui Dumnezeu păcatul său, iar Dumnezeu dă omul iertarea sa. Slăvit să fie numele Domnului. Te întreb în seara aceasta, N-ai vrea tu să-i dai păcatul tău lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți dea ție iertarea? Ne întrebăm cât de mult ne poate ierta Dumnezeu. Am predicat odată în ștei la mine la biserică și am predicat despre iertarea lui Dumnezeu. Și la finele programului la birouul pastoral vine o femeie bate la ușă și spune, ă dați voie și am spus, vă rog, intrați femeia aceasta a venit la mine n-avea nici măcar curaj să mă privească în față și mi-a zis așa, zice ma e predicat în seara asta și ai spus că Dumnezeu te poate ierta de orice păcat și am spus, da zice, tu crezi asta? și am spus, da dar zic, tu nu crezi nu prea. Dar de ce? Domnule pastor, eu am făcut 25 de avorturi. Tu înțelegi? 25 de avorturi. Adică 25 de crime. Nu știu dacă mă înțelegi bine. Și tu vrei să-mi spui mie că Dumnezeu mă poate ierta și pot să ajung în cer? Și am spus, femeie, cu toată încrederea spun că dacă tu te pocăiești, da, Dumnezeu te poate ierta. După 25 de avorturi, Dumnezeu te poate ierta. Dar de unde ai atâta siguranță? Pentru că zic, știu cine am fost eu și știu ce a făcut Dumnezeu din mine. Nu știu câți ani aveți fiecare de aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu viață lungă și frumoasă. Știu câți ani am eu. Eu am 28 de ani. Dar știți, ca să poate dau încă o definiție pocăinței. Când privesc în spatele a 28 de ani de viață și aș vrea să faci și tu lucrul ăsta, nu știu câți ani ai, tu ai poate 60, ai privit, ai ce privi. Dar eu când privesc în spatele a 28 de ani de viață, și în special până la vârsta de 18 ani. Sunt atâtea lucruri de care mi-este rușine. De atâtea ori ne-am necinstit părinții, eu. De atâtea ori mi-am vorbit de rău, frații. De atâtea ori am făcut lucruri care l-au întristat pe Dumnezeu. Atâtea vorbe pe care le-am spus și nu ar fi trebuit spuse niciodată. Atâtea gesturi pe care le-am făcut și le regret. Și am să regret toată viața mea. Și îmi pare rău de el. Și n-am nevoie de Memo Plus să-mi aduc aminte câte lucruri rele n-am făcut. Și nici tu, măcar că ai 60 de ani. Când te uiți în spatele a 60 de ani, ce vezi? Vezi un om plin de păcate. Eu văd în spatele a 28 de ani când privesc de multe ori un nou care l-a necinsit pe Dumnezeu. Un om care făcea la 18 ani bancuri pe seama lui Dumnezeu. Ăsta am fost eu. Și mi se umple fața de rușine când mă gândesc la câte lucruri n-am făcut. N-are rost să mă ascund înaintea nimănui. Pavel de trei ori spune ce a făcut. Cine sunt eu să mă ascund? Da. Am făcut multe lucruri de care poate cum este rușine. Dar Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea psalmilor prin gura lui David? Și ce spune? cum văd pocăința? Că te uiți în spatele a vieții tale, vezi 60 de ani, îți vezi atâtea păcate, rușine după rușine. Dar zice Biblia, fiți atenți, Dumnezeu și minunate cuvinte, când îți întorci privirile unde? Spre El, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se mai umple fața de rușine, știți de ce? Pentru că acum, astăzi, când mă uit în spatele vieții mele, nu mai mă văd pe mine și rușinea mea și păcatele mele, ci îl văd pe Hristos, slăvit să-i fie numele, care m-a iertat și m-a mântuit. Am fost crescut într-o biserică penticostală, dus de mic copil la binecuvântare. La mine în casă, în fiecare zi, se făcea rugăciune. Am trăit între oameni evlavioși și credincioși. Dar atunci când am ajuns la liceu, în clasă unde eram, erau numai băieți, 27 de băieți. Și mi-a fost rușine să spun că eu mă duc la pocăiți, la biserică. Și din ziua aceea nu m-am mai dus. Țin minte și astăzi, că era o sâmbătă seara, când mama mea îmi zice, Dorel, ce haine să scalc pentru mâine la biserică. Și a spus, mamă, pentru mine să nu mai calci nicio haină, că nu mă mai duc la biserică niciodată. Pe mine să mă lași în pace cu adunarea, cu pocăiții, cu Dumnezeu. Eu vreau să mă duc la discotecă în seara asta. Și m-am dus. Eu vreau să mă chefuiesc, eu vreau să fac ce fac toți ceilalți, eu vreau să gust viața din plin. Pentru că până acum am zis eu atunci, nebunea minții mele, eu nu m-am distrat, eu nu m-am simțit bine. Și în noaptea ce m-am dus pentru prima dată la discotecă. Și m-am dus trei ani de zile, sâmbătă și duminică, și cluburi și discoteci, și cluburi și discoteci. Trei ani de zile, până în clasa 11. În, în rătăcirea mea și nebunia minții mele am uitat de Dumnezeu, am uitat de tot. Dar în timpul acest mama mea și bunica mea se rugau pentru mine, Doamne, tot ce putem face este ca Tu să-L întorci la tine. Știți cum a întors pe mine Dumnezeu din lume? Știți cum a smuls pe mine Dumnezeu din păcat? Vă spun, era anul 2003, era vara luna lui Iunie și era ora 3 și jumătate dimineața și eram într-o discotecă și la un moment dat în discoteca aceea, niciodată n-am fost un om violent, n-am lovit pe nimeni. Dar în discoteca unde eram acolo, în clubul acela, au început să se bată două grupări, două găști. Și din senin m-am trezit și eu cu un pumn. Eu eram neutru ca Elveția, nu avem nicio treabă cu nimeni. Și m-am trezit cu un asemenea pumn zdravă în față încât mi s-a fracturat piramida nazală. N-am să niciodată că eram îmbrăcat într-o cămașă cu mâinecă scurtă, în carouri, și aveam o cruce mare, mare, cum purtau pe vremea aceea băieți. Lovitura aceea nu m-a pus la pământ, dar din fața mea, din nasul meu, a început să curgă sânge ca din robinet. Și la un moment dat țin minte că m-am uitat în jos, spre cămașa mea, care era plină de sânge. Și am văzut imaginea aceea când din fața mea curgeau picături de sânge pe crucea aceea pe care o portam la gât. Și atunci s-a întâmplat ceva ce mi-aș dori mult de aici să experimentați. Știți ce s-a întâmplat? Pentru prima dată în viața mea, în conștiința mea, am auzit glasul lui Dumnezeu care mi-a spus de două ori așa, Torel! cauți tu aici? Dorel, ce cauți tu aici? Ești afară. Și am ieșit afară. L-am rugat pe un prieten să mă duc acasă, eram plin de sânge și m-am dus în camera mea. Mi-am pus niște gheață și am zis, asta e. Eram cutremurat, nu știam ce se întâmplă cu mine a venit diavolul și mi-a spus, du-te și te răzbună, du-te și ia măsuri, nu se poate să-ți distrugă ție cineva reputația. Dar, din nou, aceeași voce în conștiința mea a început să răsune ca un tunet și un singur cuvânt răsuna în conștiința mea. Pocăiește-te, pocăiește-te, pocăiește-te. Și după o oră de agonie, când am simțit că îmi pierd mințile la un moment dat. Și ce am făcut? M-am prăbușit cu fața la pământ în camera mea, era cinci jumătate dimineața și am început să plâng cum n-am plâns niciodată. Și în hohote, și în lacrimi, și în sânge, a spus așa, Doamne, dacă pentru mine după câte am făcut, dacă tu pentru mine mai ai vreo șansă, dacă tu, Doamne, poți să mă mai ierți și pe mine, că tu știi, Doamne, cât de mult am vorbit împotriva ta, Doamne, dacă pentru mine mai există o șansă, dacă tu mă poți ierta pentru păcatele mele, atunci, Iisuse, în această noapte mărturisesc și îți promit când predau întreaga mea viață în mâna ta și de azi încolo vreau să faci tu ce vrei din mine. M-am prăbușit la pământ, am stat câteva zeci de minute cu fața la pământ și când m-am ridicat de acolo, m-am simțit mai liber ca niciodată. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, mi-a iertat toate păcatele și eram un om nou și o făptură nouă. Știți? Și am venit în această zi să vă spun că dacă nu era acea noapte, eu n-aș fi fost aici, în Biserica Gloria, să-L înalți pe acest Iisus Hristos. Dar știți ce a făcut Iisus? Spus, dorel lui nimic? Eu te pot ierta de tot ce ai făcut. Și mai mult de atât, am pregătit pentru tine un alt plan. Vreau să fii slujitorul meu. Nu știu cât ești de păcătos. Nici nu mă interesează. Dar știu că este unul în mijlocul nostru și numele Lui este Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, care în această seară te poate ierta de toate păcatele tale, subliniez toate păcatele tale. Vrei tu să primești iertarea Lui Isus? Vrei să fiți mulți din mâinile diavolului? Vrei ca satana să nu-și mai bată joc de viața ta, de tinerețea ta, de ochii tăi, pe site-uri murdare? Vrei ca Dumnezeu să te smulgă din curvie Din înșelăciune, din minciună Din duplicitarism, din făsărnicie Vrei ca Hristos Să te reabiliteze În această seară Dumnezeu îți dă șansă aceasta Aici, la glorie Aș vrea să ne ridicăm în picioare Și aș vrea toți care stăm aici în locul acesta Să ne plecăm capetele Și fiecare din noi să ne cercetăm pe noi înșine, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel. Cu toată zmerenia, în numele Domnului Isus Hristos, înainte să ne rugăm cu toți în comun, aș vrea să adresez aici o întrebare. În această mare de oameni, există cineva în locul acesta care vrea să fie iertat de Dumnezeu? Dacă este cineva în locul acesta care în această seară vrea ca Dumnezeu să-l ierte, nu, să nu mă înțelegi greșit, nu de dragul de a vedea eu, aș vrea să te vadă Dumnezeu. Dacă este aici cineva în Biserica Gloria, care vrea să fie iertat și reabilitat de Isus Hristos, care vrea să fie iertat de toate păcatele Lui, aș vrea să-i asta lui Dumnezeu, ridicându o mână sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă este cineva care vrea să fie iertat de Iisus Hristos, te rog să îndrăznești din seara aceasta, să te vadă Dumnezeu. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă la balcon mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ai jos, dacă este cineva care vrea să fie iertat de Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvânteze și acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă în dreptul ei surorilor există surori care vor, sau prietene care vor să fie iertate de Dumnezeu în seara aceasta, dacă vrei ca pentru tine sângele lui Hristos să curgă și în seara aceasta să aducă liberare, te chem în numele Domnului Isus Hristos, arată asta lui Dumnezeu, ridicând o mână sus. Dumnezeu să te vadă, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă în dreptul surorilor tinere mai este cineva, prin lângă mâine care au fost ridicate, ridică o mână sus să te vadă Dumnezeu în seara aceasta. Ca să fii scos, să fii scoasă din păcate, din rușine, din depresie, din anxietate, din, din nimicnicia ta. Dumnezeu să te ridice. Dacă mai este cineva pe lângă toți cei care au ridicat în seara aceasta, înainte să intrăm la rugăciune, mai fac o ultimă chemare. Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Iisus Hristos este aici. Dacă mai este cineva care vrea să fie iertat de Dumnezeu, te rog să mă ridici odată mâna sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și acum, ca o biserică pentecostală autentică, haideți să mijlocim pentru acești oameni. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ducă iertare. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Și este aici Și este aici prin puterea Duhului Sfânt Și a cercetat și cercetează Duhul lui Dumnezeu trece printre rânduri În momentele acestea Este în tine, este cu tine Este pentru tine, tu nu știi să te rogi Dar Isus este aici Și Duhul lui Dumnezeu Se sprijin pe pământ pentru tine Haideți cu toți să ne rugăm lui Dumnezeu Doamne Isuse Hristoase